Bun, câți ani ai zis că ai? 6. Dacă câștig, dacă câștig îmi dai gift. Cam Ok, toți slab. abonații mei sunt slabi, dar... Da, băi, deci el îmi zice că are 6 ani și are vocea aia groasă, am înțeles, las că... E top! Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni, din câte puteți vedea. O să demascăm pe cineva, dacă pot să spun așa. El este râs. Punct. Robinet, oameni buni. Nu vreau să-i acordați și voi atenție cum o fac eu, dar eu fac asta doar pentru un clip, pentru că foarte mult mi-a zis: băi, am primit A de la râs. Robinet, i-am dat A lui râs. Robinet și nu mi-a acceptat. Gen, oamenii credeau că eu sunt ăla, dar nu știu de ce, băieți, ați crezut că eu sunt râs. Robinet, pentru că am râs spațiu Robinet și nu râs. Robinet sau râs Robinet. Punct sau cea de genul. Nu, eu sunt doar râs spațiu Robinet și mai am un cont de abonați care se cheamă Robinet. Punct. Atât. Bun. Pentru că am zis toate chestiile astea, nu uitați să apăsați acolo butonul like și de subscribe, bineînțeles, dacă vă place ce fac, nu pentru că am zis toate chestiile alea. Nu uitați să folosiți codulețul meu pe Suportă Creator dacă vă place ceea ce fac, aveți aici hâț, codulețul și pe ecran. Stătați un follow pe Instagram la 1robinet1 pentru că, băieți, imediat facem 10.000 de urmăritori și la 10.000 de urmăritori vreau să dau follow. De fapt, nu știu dacă o să dau follow sau o să fac un chat, dar s-ar putea să fac un chat cu abonații și o să puteți să intrați doar dacă aveți follow la mine. Și dacă vreți să fac asta la 10.000 de urmăritori, vă promit că o să fac asta. Și bineînțeles, camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere, băieți, pentru că acolo vorbim și vă țin la curent cu clipurile și live-urile pe care le fac. Bun, fiți atenți, deci îl cheamă RS, o să scriu cu litere mici pentru că tot îl găsesc. Punct. RobyNet, băieți. Așa îl cheamă. Da. Da, să nu mai știu. Robinet, așa? Mă, cum îl chema? A, am scris greșit. RS. Punct, spațiu. Cum îl chema? Aha, așa îl chema, băieți. Punct și spațiu, băieți, bum bum bun. Îmi pare rău, nu mai știam exact. Lumea mi-a zis că el e astăzi pe joc și uite că trebuie doar să acceptăm acuse, de fapt trebuie să așteptăm să ne dea accept. Lumea mi-a zis că e pe joc el. Și hai să zicem. Uite că ne-a acceptat, perfect. Invite. Ia să auzim și vocea și tot, să vedem cine e el, băieți. Hai să vedem. Salut. Alo. What? Ce faci? Bine. Aura, stai să dau puțin mai încet. Sunt un mare fan. Cum de mi-ai acceptat? Cum de-ai intrat în parte? Știu că tu nu accepti de obicei pe main. Da, nu știu. Sunt vreau să te întreb de ce mi-ai copiat numele. Păi, cum adică? Păi, știi ce... A, numele de pe Fortnite! Nu, sunt un fan, frate, de-al tău foarte mare, sunt fan. O să-ți dau bani. Mare rău, frate, nu te rog. Frate, deci, nu, îmi pare rău, nu pot ăsta, schimb numele acum, altfel bani. Ok, o să schimb, dar hai să dăm un 1v1, te rog, vrei? N-am timp. Te rog, te rog, vreau să dau 1v1 cu tine, te rog. Te rog, Robi, sunt pe fiecare live, frate. Și așa e, că, și știi, știu, dacă sunt activ pe fiecare live, dai moderator. Și dacă scriu cuvântul cheie în comentarii la clipuri. Te rog, te rog, știu fiecare cuvânt cheie. Uite, pun acum creative, hai să ne jucăm. Te joci cu mine? Te rog. Sunt fan joc, mare. Dar dacă câștig, îmi dai gift. Damn! Îți dau gift dacă câștig? Dacă câștigi? Da. Dacă câștig, da. Păi băieți, eu nu fac asta, eu nu cer gift-uri la abonați. What? What? Îmi dai gift... What the fuck? Polar Legends. Okay? Bă, eu nu cer niciodată gift-uri. Bine, frate, hai, facem așa. Bă, eu nu cer niciodată gift-uri, băieți. Ai Discord ca să-mi arăt gen că nu filmezi, că sincer nu spui asta pe YouTube. N-ai voie, deci dacă filmezi, zici bani. Gen. O să... Te reportez la Epic Games. Cum adică? Păi și ce are, frate, dacă filmezi 1v1? Că-l pun și eu pe YouTube și scriu am dat 1v1 cu Robinet. Nu, frate, îți iei strike. Îți stau canalul jos pe bune. Frate, te rog. Hai, doar hai să dăm 1v1-ul ăla. Te rog, te implor. Hai să dăm 1v1 și îți dau ăla. Nu filmezi. Băi, băieți, voi dacă ați da 1v1 cu mine, v-aș lăsa să filmați, că nu mă deranjează și chiar aș vrea, băieți, dacă o să dăm 1v1 să filmați, că nu mă deranjează absolut, chiar dacă mi-o bătaie, chiar dacă vă bat. Nu, contează.
Doamne, băieți. Deci omul nu m-ar lăsa să filmez 1v1, chiar dacă îl bat, chiar dacă mă bate. Omul vrea să-i dea, să-i dau gift dacă mă bate. Oricum, nu știu cum joacă. Nu o să ne luăm după schimb pentru că nu-i bine. Uite, vină cu acam eu mapa ta, frate. O am aici, cred. Nu știu dacă am mapa mea, băieți, pe aici. Aia pe care am făcut-o eu. Nu am. Fact, o să trebuie să iau iar codul. Am doar de astea de box fight. Build fight, uite aici. Uite, vino aici, frate, că am pus mapă. Alo, mă auzi? Alo, da. Uite, și eu am pickaxe-ul ăla, frate. Mamă, mă, ăsta e OG, ăsta e OG. E OG pickaxe-ul ăsta? E Candy X? Da, e ceva versiune. În fine, eu am și Recon Expert, să știi, gen, eu nu-s default, am și skin-ul. Eu nu am Recon Expert! Am și, ăla, cum se numea, mă? A, am și Renegade Raider și Sculptor Parodi, dar gen, nu vreau să mă laud, știi? A, ok. Eu n-am așa ceva. Nici pe live-uri nu le arăt, că na. E un glitch, dar nu vreau să le arătăm la celor mei. Nu e adevărat, frate, dacă era un glitch, vi-l arătam, chip, că l-am bad, da. Okay, hai să dăm unul veru, băieți, cu Robinet. Hai să dăm unul veru cu Robinet, doamne. Cu ce arme vrei să jucăm Robinet? Să știi că te respect foarte mult, frate, și apreciez munca pe care o faci zilnic. Ok, pampu. Cu asta, fără SMG, ok? Ok, și fără mini. Și fără peno, hai cu peno, deci. Că ești SMG. Fără? Păi tu l-ai luat. Nu l-am luat. Ba, a luat SMG, băieți. O să ne dea cu SMG-ul. A luat SMG, what? Stai puțin. Tu mă, Robinet, rog. Stai puțin. Băi, știți să precizez că ăsta e primul 1v1 din seara asta și de foarte mult timp nu am mai dat 1v1. Frate, n-ai șanse cu... Băi, ce faci? I-a căzut. Sunt durerea, ți-e vezi, n-ai șanse cu... Băi, a căzut. Doamne, băi, băi, a luat SMG! V-am zis, băi, că a luat SMG! Băi, eu nu trișez la 1v1. Ok, o să dau și jocul mai încet. Și țineți minte, băieți, n-am mai dat build fight de foarte mult timp și chiar joc foarte... De ce ai jucat fără sunet, Robinet? Astea, scuze, Robinet. Prea bun. Biganet. Băieți, e biganetul lui Robinet! Doamne! Da, mami. M-auzi? Ce-a zis? Mami, stai puțin, mami. The fuck? Da, te aud, frate, te aud. Iată, n-ai încercat să nu le faci tu în viața ta. Da, de ce ești așa, frate? Gen, pe YouTube nu ești așa toxic. Cum adică? De ce te iei de mine? Nu sunt toxic, băi, nici normal. Da, ți se pare ție că sunt toxic? Păi, i-a zis că nu fac înainte la viața mea. Hai, frate, și tu, te rog, hai să facem 1v1, că eu de-aia am venit aici. Te rog. Cover. Du-ți cover. Ce? Hai să dăm 1v1. Cover. Okay. Nu înțeleg, băi, și dacă înțelegi, băi, ce zici, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Hopa, mă bate Robinet, băi. Mi-a dat box Robinet. Oh my god! Bune, copile, ce slab ești. Ok, chiar sunt slab, băi, la ora asta, n-am ce să zic. Hai că... Mă bate așa, Robinet. Oh, hai de capul meu. Robinet. Robinietă. Aoleu. Fără Robinet. Dar n-au, dai noroc, frate, gen, eu joc fără sunet acum. Și vorbesc serios, chiar joc fără sunet. Ei, ce faci? Nu așa se joacă, dude. Dar? Pe bune, chiar așa niciun 1v1 nu știi să faci? Așa de slab ești? Gen, eu am văzut cum joci. Gen, știu că e slab, dar pe bune. Hai că... Cam poți să vădă ce mi-e sunt slabi, dar... N-am zis niciodată așa, băieți, nu sunteți slabi, what? Ok, deci ăsta e cel mai rău om ever. Like, se dă drept mine. Zice că se dă... o promovare la tine cât costă, frate, că am și eu canal de YouTube. Ia să vedem, băieți. Face promovări el. Bă, pentru că gen... Hai că am... Așa? Pentru că ești mai slab așa, ți-o lasă la 110 euro, dar gen, în normal o dau cu 150. 110 euro? Gen, pe live-urile pun doar cu 5 euro, ca să nu creadă mai zic că să ne simțit, dar gen, off-camera e 150 de euro. Păi frate, ce faci tu de 150 de euro? Dă-i din ca să jucăm, dar ce faci tu de 150 de euro? Stai așa că n-am putut să-l treaba ta, dude. Și câți abonați mi-aduci? Nu știu. Tot vreo 200-100. Depinde. 200-100 pentru 150 de euro, frate? Păi cum îmi aduci atât de puțin pentru atâția bani? De cât sunt pe live. Și mi-i aduci pe toți, zici? Da. Mamă, păi ca lumea așa, frate. Se merită, frate, 150 de euro pe promovare de la tine. Mi-i aduci 200 de oameni pentru 150 de euro. E forță rău de tot. Opa.
Ce ai făcut? Picanet. Îți picanet tu? Alo, auzi? Te aud. Îți picanet tu? Da. Eu stai să mă duc la o ședință de la Royal Savage. Trebuie să te duci la ședință? Da, nu mai stau mult. Oricum e slab, deci gen... Deja ți-am arătat că te fac. Păi, te cred, frate, dar nu credeam că ești așa stincer. Oh, hei, robinet, Robi! Ai văzut și tu. Nu aveți pas să iau. Dar de ce te-am zis cum faci kill, frate? Hai, te rog, frate, hai, mai joacă-te puțin cu mine. Te rog. Doar puțin. Încă câteva runde. Lasă-l încolo de ședință, n-ai nevoie. Lasă-mă! Ce? Bă, nimic. E Ioana în cameră? Da, Ioana pleacă. Lasă, frate, ce-i cu sora ta? Foarte de treabă, Ioana. Olo, bine să bat. Dai în fete? Hai că o bați tu, bătăr, așa. What the hell, dude? Oh my god, bro. Dau, nu dau în fete, okay, dar mă enervează. Vreau să-i dau contul meu, vreau să mă joc ce se cu ea, că ea are Global Legend. Eu vă face pe toți, da. N-am intrat ce rancare totuși. Dar mulțumesc, e bine de shoot. Hai să dăm 1v1. Hai, mai dăm, nu știu, hai să mai dăm o rundă, frate. Una singură. Okay. Poți să-i zici lui Ioanei cu salut? Ioana, mami nu mă bate. Ioana. Mami, taci un pic. Ioana, te salută, cum te cheamă? Oricum te salută un abonat. Andrei, frate. Te salută Andrei, așa. Băi, chiar mersi, frate, că ai vrut să dai urmă cu mine, dar... Nu știu, pe YouTube nu ești așa, gen... Frate, așa e toată lumea, gen, pe YouTube, brodere. Hei, ce faci? Bă, n-ai voie! N-am voie să ce? Păi, stai deasupra mea, gen. N-am voie să dau când sunt deasupra ta? Bro, dar ai zis fără SMG. De ce trișezi? Bro, gata, facem team? Pe Minecraft? Facem team, nu îmi da pickings, bro! Da pickings, bro. Stă netul. Nu, n-ai voie, dude! Bine, frate. Ce faci? Uite, vreau să zic ceva. Da? Dar să nu mai spui la nimeni. E un secret care rămâne doar între noi doi. Hai, trebuie să... Poftim, stai, vreau să zic ceva, fii atent. Alo? Eu sunt, bine, frate. Ok, nu prea am timp de astea. Îmi pare bine. Frate, eu sunt Robin și dacă nu mă crezi, apare mâine clip pe canal. Poți să te uiți, frate, și tu la ora 8 dimineața te aștept acolo cu un like, pentru că tu efectiv ești total opusul a ceea ce sunt eu, frate. Eu nu cer gifturi dacă mă bat cu abonații. Eu nu fac o grămadă de chestii, eu nu fac promovări pe 150 de euro. Bă, eu înțeleg că... Eu nu mi-i jur abonații, eu țin la abonații mei, ok? Frate, numai Robinet are best mates și take the L. Tu nu, ceea ce nu da, ai. Da, vino puțin. Take the L și best mates, ai zis, da? Te rog frumos, să nu îmi mai plagezi numele. Sunt mare fan. Păi și de ce mă impersonezi atunci? De ce te dai drept mine? Vrei să câștigi banii abonaților mei din donații sau ceva? Sau, te pare rău, te rog frumos, pe asta pe YouTube, frate, îmi pare rău. Nu, trebuie să pun asta pe YouTube. Te rog să nu o pui, sunt mare fan, scuze, pa. Oh, băieți. Oh, nu stai, e că mă aude. Dar oricum știe că filmezi, nevermind. Frate, să-ți fie rușine, pentru că mă impersonezi și faci asta total greșit, pentru că, efectiv, el băieți face, a ieșit și din partea, nu vine să cred. Băieți, nu vreau să-i dați ad sau chestii, să aruncați cu hate pe el sau chestii. Chiar îmi pare bine că l-am demascat așa și vedem dacă mai apar chestii de genul. Sper să nu și băieți, vă rog frumos, nu vă faceți cont cu numele meu sau chestii sau să vă dați drept mine. Bine, oricum nu sunt o persoană atât de relevantă pe YouTube, dar...
nu știu, sunt copilași care, gen, poate chiar cred că, băi, ăla chiar era bine. Cum s-a întâmplat în cazul celor de pe Instagram care mi-au dat mesaj, bine, ăștia de pe, adică oamenii de pe Instagram, mi-au zis, bă, vezi că e cineva care te impersonează. Deci, ei n-au crezut și foarte, foarte bine, mă bucur că n-ați crezut, băieți, pentru că ăsta cerea 150 de euro pe promovare și sper că nu i-ați dat niciunul, băieți, 150 de euro pe promovare, pentru că ar fi stupid. Mai ales să aducă 200-300 de abonați sau cât a zis el acolo. Oricum, oameni buni, dacă mai vreți clipuri încă de urai, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord și codulețul pe care îl aveți întotdeauna în descriere, la fel ca și camera de Discord și Instagram-ul. Și nu uitați că dacă folosiți codulețul meu, apăreți la mine pe Insta Story, primiți like-uri pe profil, pardon, și sunt șanse să apăreți în următorul clip pe ecran. Băieți, eu v-am lăsat. Ciao!